Bună ziua și bine ați revenit la școală, dragi elevi, stimate cadre didactice, stimați invitați și dragi părinți. Astăzi, 12 septembrie, mai devreme parte decât în alți ani, se deschide școala. O nouă generație pătrunde pe porțile școlii, încrezătoare că va dobândi noi cunoștințe, priceperi și deprinderi și se vor forma pentru viață. Alături de noi se află astăzi doamna primar Iulișca Victoria, de asemenea domnul viceprimar Bortoc, de acolo, reprezentanți ai poliției, domnul Mihu Mihai și domnul Dorvoș Jean. De asemenea, pentru prima dată se află televiziunea, spunem noi, exclusiv TV, care ne face onoarea să fie în această clipă alături de noi la acest eveniment deosebit de important din viața școlii. Mulțumesc pentru că sunteți în mijlocul nostru. De asemenea, am avut ca invitat pe Părintele Paroh, Țăranul Costel, dumnealui, din motive de serviciu, se află undeva la București pentru a lua legătura cu niște proiectanți pentru a finaliza lucrări la biserică. Așa că, din partea dumnealui, vă transmit eu urarea de un an nou, cu multă bucurie, părinților multă sănătate, copiilor, spunea dumnealor, voioșie, multă voioșie la școală și succes pe tot parcursul anului școlar 2016-2017. Spunea și dumnealui că aici să vă simțiți bine și să fiți prieteni, colaboratori cu tot personalul didactic. Fiind prezentarea făcută și pentru că părintele nu este aici, rog pe elevul nostru așa să spunem împreună o rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru, da? Și să putem începe anul nou așa cu succes și cu un fel de binecuvântare, cum spunem. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Și ca orice început de an, invit pe doamna primar să ne spune câteva cuvinte acum cu prilejul deschiderii cursurilor școlare în învățământul preuniversitar. Doamnă primar, aveți cuvinte. Vă mulțumesc! Dragi cadre didactice, dragi părinți, dragi elevi, îmi cer permisiunea dumneavoastră să vă citesc acest mesaj, deoarece am emoții, gândindu-mă că cu foarte, foarte, foarte mulți ani am plecat din această școală. Ca dovadă vie, mă vedeți, m-am întors. Așa că se poate, dragi copii, da? Se poate să plecați, să studiați și să vă întoarceți din nou în comunitatea voastră. Acum, permiteți-mi să citesc mesajul meu către dumneavoastră. Astăzi este prima zi din noul an școlar 2016-2017. O zi importantă pentru noi, deoarece în acest moment copiii au prioritate. Faptul că suntem prezenți la acest eveniment demonstrează că acordăm o deosebită atenție educației și înțelegem rolul ei în societate. Începutul acesta de an școlar este un moment de reflecție pentru ceea ce înseamnă educația, principalul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere când ne gândim la viitor. Administrația locală a investit mult în învățământul părgăreștean.
pentru că a dorit să creeze copiilor noștri medii plăcute, corespunzătoare, pentru desfășurarea orelor de curs. Vrem să-i ajutăm pe cei mici să ajungă oameni demni, respectoși și capabili să ia hotărâri responsabile. Mesajul meu pentru cadrele didactice este că administrația locală a acordat o atenție deosebită învățământului și a fost mereu alături de elevi și profesori, oferindu-le toate condițiile necesare. Aceste lucruri au fost făcute în interesul copiilor. De aceea și dumneavoastră trebuie să contribuiți la îmbunătățirea sistemului educațional. Trebuie să dați copiilor posibilitatea să-și dezvolte abilitățile de viață și să-și consolideze competențele fundamentale. Datoria dumneavoastră de profesor este să oferiți copiilor exemple pozitive, să adoptați programe speciale pentru a-i determina pe elevi să învețe cât mai mult și să înțeleagă care este importanța școlii. Un factor important și de răspundere al educației este familia. Dumneavoastră, părinți, o conduceți și răspundeți de ea în fața societății și a vieții copiilor. Trebuie să asigurăm copiilor noștri un mediu cât mai corespunzător și favorabil dezvoltării lor. Pentru a-i ajuta cu adevărat pe elevi, trebuie să păstrați în permanență o strânsă legătură cu școala. Este important să-i mustrăm pe copii atunci când greșesc și să-i felicităm atunci când merită. Copilul trebuie să înțeleagă că în viață omul trebuie să urmărească un ideal. Datoria noastră părintească este să ne dăm silința să formăm din copilul nostru un om și un caracter. Dragi copii, vă doresc să începeți anul școlar încrezători în forțele voastre și cu dorința de a demonstra că sunteți capabili să fiți responsabili. Trebuie să fiți conștienți că școala este foarte importantă pentru viitorul vostru și să vă gândiți că după terminarea anilor de școală veți fi nevoiți să vă descurcați fără ajutorul părinților. Trebuie să învățați acum pentru a avea posibilitatea să vă găsiți un loc de muncă și să vă întemeiați o familie. Aveți tot sprijinul nostru, al cadrelor didactice și al părinților în activitățile educative pe care vreți să le desfășurați. Aveți la dispoziție cadre didactice pregătite, precum și set de clasă corespunzătoare, care asigură confortul necesar pentru desfășurarea orelor. Iar ceea ce trebuie voi să aveți în vedere este să ascultați de domnii profesori și de părinți, pentru că ei sunt în măsură să vă ofere o educație potrivită. Iar acum vă urez un an școlar frumos, cu rezultate cât mai bune și mult succes cadrelor didactice și elevilor în desfășurarea activității școlare. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnei primar, pentru urările făcute acum de început de an școlar și o asigurăm că personalul didactic, împreună cu elevii, în colaborare cu părinții, vom îndeplini toate obligațiile ce ne revin pe linia educării și formării copiilor care ne-au fost încredințați spre instruire și educare. Vă mulțumim, doamna primară. În continuare, voi da cuvântul domnului șef agent de post, nu? Domnul Dorcoș Jean, pentru a ne comunica câteva reguli de circulație, sau nu chiar acum, spune dumnealui, câteva cuvinte despre deschiderea noului an școlar transmise din partea poliției locale. Poftim. Dragi elevi, părinți și profesori, nu doresc să vă rețin foarte mult, ci doar vreau să vă urez un nou an școlar frumos, plin de realizări de care să vă bucurați cu toții. Totuși, vreau să mulțumesc părinților și profesorilor pentru educația și atenția acordată copiilor, aspecte care au făcut ca acești copii minunați să nu fie implicați în incidente sau evenimente care să facă obiectul muncii de poliție. Dragi părinți, știu că timpul dumneavoastră este prețios, dar vreau să vă rog să înțelegeți că principala prioritate o reprezintă copiii.
vreau să fiți alături, să-i îndumați pentru realizarea scopurilor în viață. Vă mulțumesc! Mulțumim! Sperăm și noi într-un an școlar fără evenimente deosebite în activitatea noastră. Și acum, pentru că nu mai am pe cine să mai invit la cuvânt, o să iau eu cuvântul și o să prezint mai multe probleme legate de deschiderea noului an școlar. Început de septembrie, început de an școlar, începerea cursurilor mai timpurie decât în alți ani, 12 septembrie 2016, zi în care, cu bucurie, dar și cu sfială, o nouă generație pătrunde pe porțile școlii, încrezătoare în educația primită aici. De fapt, fiecare copil școlar va intra în contact cu noile cunoștințe, va descoperi o parte din această lume diversă și totuși unitară. Fiecăruia îi se va da posibilitatea să se afirme, să acumuleze noi cunoștințe, să-și formeze priceperi și deprinderi necesare pe tot parcursul vieții. Ziua de azi este ziua în care elevii și părinții, cadre didactice și autorități locale, alte instituții ne aflăm aici pentru ca împreună să contribuim la formarea noilor generații, așa cum și generațiile anterioare au contribuit la formarea noastră, iar aceste noi generații să poată, la rândul lor, să formeze noi și noi generații pentru binele acestui neam greu încercat. Educația este cel mai frumos dar pe care îl poate primi omul. Fie ca Dumnezeu să lumineze mințile acestor copii, ale noastre, și să putem realiza în acest an școlar lucruri mărețe, lucruri nobile. Stimați invitați, stimate cadre didactice, dragi elevi și părinți, mă simt onorat că în această zi de sărbătoare pentru școala românească ne aflăm aici la început de an școlar. Vă pot comunica că avem un colectiv de cadre didactice omogen, solidar și foarte bine pregătit profesional. Cadre didactice dispuse să mobilizeze caractere, să activeze conștiințe, să deschidă drumul spre cunoaștere tuturor copiilor încredințați spre instruire și educare. Fără educatori, umanitatea s-ar anula și rezultatele vom ști. Iată, de fapt, care este rolul dascălului în societate. Avem și aveți copii capabili să acumuleze noi cunoștințe, să-și formeze priceperi și deprinderi dintre cele mai diverse, dar pentru aceasta trebuie să se implice activ în activitatea școlii, în acea de dobândire, sub îndrumarea cadrelor didactice și prin efort propriu de noi cunoștințe. O zicală spune că e nevoie de un sat întreg pentru a educa un copil. Educația nu poate fi lăsată numai pe seama școlii. Ea se poate realiza numai printr-o colaborare permanentă între administrația centrală și cea locală, o continuă colaborare cu familia, cu biserica, cu mass media și celelalte instituții implicate în instruirea și formarea copiilor. În etapa actuală, învățământul românesc se confruntă cu probleme diverse, dintre care aș menționa subfinanțarea, lipsa populației școlare, lipsa fondurilor pentru investiții. Nu numai zidurile școlii aparțin comunității, ci și oamenii, elevi și profesori, care trebuie ajutați să formeze și să mențină un spirit propriu fiecare școli. Noutăți pentru anul școlar 2016-2017. Ca noutate, în cazul mediei de admitere pentru învățământul liceal și profesional, ponderea mediilor claselor 5-8 reprezintă 20% în comparație cu 25% cât a fost în anul școlar precedent. Astfel, se pune un accent mai mare pe participarea elevilor claselor a 8-a la evaluarea națională. Admiterea în liceu se va realiza într-o singură etapă computerizată, urmată de o etapă în care se vor analiza cazuri speciale. Programul Școala Alpă se va întinde pe o perioadă a 5 zile lucrătoare, perioada desfășurării programului fiind la decizia comunității școlare. Desigur, prin ședințele cu părinții vom stabili aceste lucruri.
Activi, se vor acorda tichete valorice pentru susținerea participării preșcolarilor din familii cu condiții socioeconomice precare la activitățile din grădinițe. De asemenea, realizarea unui regulament cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, pe baza căruia fiecare unitate de învățământ își va elabora propriul regulament. Nou, statutul elevului, elaborat în parteneriat cu reprezentanții elevilor, act normativ ce reglementează atât drepturile cât și obligațiile elevilor. Structura anului școlar, anul școlar 2016-2017, cuprinde un număr de 35 de săptămâni, iar pentru elevii claselor a 8-a, 34 de săptămâni. Semestrul 1, 19 săptămâni, luni 12 septembrie până vineri 3 februarie 2017, o vacanță de iarnă în decembrie, 24 decembrie, 8 ianuarie 2017, cursuri 9 ianuarie, 3 februarie și, desigur, vacanța intersemestrială 4 februarie, 12 februarie 2017. Semestrul al doilea, 16 săptămâni, 13 februarie, 16 iunie 2017, vacanță de primăvară, 19 aprilie, 30 aprilie 2017, cursuri 2 mai până pe 16 iunie 2017 și, desigur, bine meritată vacanță de vară, 17 iunie, 10 septembrie 2017. Ați observat că în anul școlar următor vom începe școala mai devreme, vom începe pe 10 septembrie. Ți-ai dus mâna la cap, nu e nimic, va fi bine. Încadrarea cu personal didactic la unitatea școlară unde suntem acum, școala gimnazială Vasile Gheradu, satul nou. În învățământul preșcolar, educatoare la grupa mică Pârgaru Cornelia, la grupa mijlocie mare Dumache Ramona. În învățământul primar, clasă pregătitoare, învățătoare Strat Nicoleta, clasa 1, învățătoare Boieru Elena, clasa 2, învățător Vasilică Gabi, clasa 3, învățător Sandu Maria. În învățământul gimnazial, diriginții clasei. Clasa a 5-a, domnul profesor Olariu Constantin, clasa a 6-a, doamna profesor Popa Daniela, clasa a 7-a, doamna profesor Bunăparte Maria, clasa a 8-a, profesor Rață Cecilia. Observăm o continuitate a diriginților la clasele pe care le vor îndruma în acest an școlar. De asemenea, avem pentru biologie pe domnișoara Borto, pe desen avem un profesor nou, Tudor Boier, iar pentru muzică, Strat Nicoleta. Ne-a rămas geografia pe care o va preda și anul acesta doamna profesor Albătăși Elena. Deci începem anul școlar cu personal didactic pentru toate grupele din învățământul preșcolar, pentru toate clasele din învățământul primar și pentru toate disciplinele din învățământul gimnazial. Câteva cuvinte despre activitatea gospodărească. Toate sălile de clasă și celelalte încăperi, cât și grupurile sanitare au fost igienizate. S-a făcut aprovizionarea cu materialele noi pentru sezonul rece. S-au procurat manuale noi conform procentului acordat 10%. Au fost reînnoite autorizațiile de sănătate pentru unitățile școlare și pentru grădinițe. Direcții de acțiune în anul școlar pe care îl începe. Cuprinderea tuturor copiilor într-o formă de învățământ, realizarea unui învățământ de calitate în toate unitățile școlare și obținerea de rezultate bune și foarte bune la învățătură, colaborare fructuoasă cu familia, autoritatea locală, biserica, poliția, medicii, în vederea educării responsabile a copiilor. Rezultate foarte bune la evaluările naționale, clasele 2, 4, 6 și 8. Și, desigur, eliminarea violenței din rândul elevilor. Înainte de a anunța programul de astăzi și programul învățământului din unitatea noastră școlară, doresc să fac un cadru didactic cu elevilor, părinților și invitaților, mesajul transmis de inspectorul general școlar, profesor Teodora Șotcan. În fiecare an, în septembrie,
trăim împreună intrarea, reintrarea noastră în rostul fundamental al școlii și al învățăturii, asumat perpetu de generațiile de școlari. Ne-am despărțit de un an școlar care ne-a adus nouă, cadrelor didactice și domniilor voastre, părinți și elevi, multe bucurii. Suntem pregătiți pentru un futur pe care ne dorim așa sub semnul speranței de mai bine, al încrederii în forțele noastre, al echilibrului și al deportamentului față de valorile înalte ale educației. Fiecare an școlar vine cu provocările lui, dezvăluind și semnalând nevoile de schimbare, dar și contrastele, ceea ce ne conferă identitate și nu trebuie uitat ori amorului. Vom fi cu siguranță atenți și receptivi la toate solicitările contextului educațional actual și vom duce mai departe ceea ce am început. Dragele, școala este a voastră. Ea trebuie să fie atât de încăpătoare încât să cuprindă toate așteptările, visurile, elanurile voastre. Priviți-o cu dragoste, intrați în ea cu încredere, faceți din sălile de clasă un loc familiar și prietenos. Școala și cei care o slujesc sunt calea spre descoperire și devenire, o cale deschisă, accesibilă tuturor. Celor mai mici școlari le dorim să o descopere, iar celorlalți să o urmeze cu stăruință. Dragi părinți, vă adresăm rugămintea să fiți alături de școală. Numai împreună putem face din copiii dumneavoastră ceea ce aceștia merită. De la domniile voastre poate veni acel sprijin decisiv care să ne ajute să găsim cele mai potrivite soluții educaționale. Vă urăm să vă bucurați în acest an școlar de copii sănătoși, fericiți și silitori. Dragi colegi, vă mulțumim pentru strădania, perseverența, credința în misiunea noastră, demonstrate constant în timp și pentru rezultatele obținute în anul precedent. Vă adresăm rugămintea să le arătați respect și recunoștință celor care își încheie activitatea didactică și să-i primiți cu toată deschiderea pe cei care, din această toamnă, ne-au devenit colegi. Vă doresc să vă urmați și să vă împliniți visul pe care vi l-ați definit pentru anul școlar 2016-2017. Un an mai bun pentru o școală mai bună. Vă mulțumesc! Am parcurs etapele care ne-am propus. Deschiderea de la ora 10, la ora 11 până la ora 12, învățământul preșcolar vor intra în sălile de clasă. Părinții și elevii vor lua contact cu educatoarele și învățătorii. Iar de la 12 până în jurul 12:30, învățământul gimnazial, de asemenea, diriginții vor lua contact cu elevii și cu părinții. În încheiere, mulțumesc invitaților pentru participare alături de noi, cadrelor didactice, elevilor, părinților, că au fost binevoitori la această deschidere de an școlar. Elevilor le doresc să se simtă la școală ca acasă, confortabil, protejați, îndrumați și apreciați și mult succes la învățătură. Părinții, multă sănătate și să fie un sprijin pentru copii, cât și pentru cadrele didactice pe tot parcursul anului școlar. Cadrelor didactice doresc ca anul școlar 2016-2017 să stea sub semnul entuziasmului, al perseverenței, al cunoașterii, al reînnoirii și redescoperirii de sine, al sănătății, al succesului școlar. Și pentru că ne aflăm la încheierea festivității de deschidere a noului an școlar, vom primi, așa cum se cuvine, pe cei mai mici, pe elevii claselor pregătitoare, în aplauzele noastre, nu? Și împreună cu doamna învățătoare, va merge în sala de clasă, da? Să-i aplaudăm pe cei mici și ei să se îndrepte spre sala de clasă. Mulțumim de asemenea foarte mult, exclusiv prevenire că astăzi, în această dimineață, ați fost alături de noi. Vă mulțumim și vă mai așteptăm!